Mă rucai, bă. Am înțeles, lăsați sub pe asfalt. Salut tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod de GTA 5 online, aici cu prietenul meu Zeni. Salut, salut. E bine, oameni buni, după cum probabil ați văzut în titlul, astăzi am luat mașina lui Vin Diesel și eu vom tuna și ne vom distra un pic cu dânsa. E bine, oameni buni, pentru început nu uitați acolo de butonașul de like și cel de subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Așa că hai să mergem rapid să tunăm nebunia, Zeni. Tu ai tancuri, adică nu e problema cu șenile, cu tot ce... Da, dar sincer, când ai așa ceva, cred și eu, cred că te împrietenești cu toată lumea, cu poliția, cu pompierii, nu-i problema. O să... Ei bine, băieți, pentru început, să zic așa, pentru în prima parte a episodului, să zic așa, vom merge un pic cu mașinuța să ne plimbăm, să vedem cam cum se conduce, ce face, ce nu face. Ca idee, ați văzut și voi, chiar și stock, costă undeva la 700.000, se învârte și merge destul de fain și ca idee, când pleci de pe loc cu ea, eventual, dacă pierzi cu frâna de mână, se întâmplă asta, adică te ridici un pic de bot, deci nu-i problema. O să vreau să o tunez, să o facem fix ca lui Vin Diesel și apoi ne distrăm un pic cu ea și apoi vom face, să zic așa, heist-ul, heist-ul nou, să zic așa, noua misiune cu yacht-ul, nu, Zeni? Da, da. Deci, pentru că, na, Zeni stă cam prost cu bănetul, la modul care level 200, dar, pui mei, se fac destul de greu bănuții în GTA, probabil știți și voi lucrul ăsta. Facem acolo un bănu și, sincer, chiar sunt și eu curios cum e noua misiune, pentru că știi că, nu știu dacă știi, dar și că update-ul ăsta... E cică cel mai mare de până acum sau ceva de genul. Deci, doamne, trebuie să intri și tu cu mine în mașină. Să vezi cum se tunează. Faci-o repede, că aștept aici că vine și poliția. Păi vino aici cu mine repede, că gen scap de poliție dacă intri aici. Ia uite, mă scobesc în nas, ești nebun? Holy! Ia uite-o. Driftul, ești nebun? Ioi, tata. Holy! Hai, tăticuțu. Bă, să știi că se duce destul de bine. E destul de interesant, adică mi se pare că e un Chevrolet Camaro, dacă nu mă înșel. Ui mei acum, îi pune marmurică că avem de unde, sincer, update-ul ăsta m-a cam secat de bani, dar ui mei, mai băgăm, nu-i problema. Bă, ce zici, punem prelungirea asta de bară în față? Nu, fără. Stai, nu avem așa, asta e urâtă rău de tot. Nu, asta, așa rămâne. Așa, fii atent, vezi că îi pune niște țipe acolo, vezi, îi pune da, senzori de parcare, ești nebun, 4600 senzori de parcare, ești nebun. 4600 senzori de parcă. Ioti, bă. Ioti. Ăla. Da, ăla. Să-i punem roll cage? Da. Bă, sincer, nu prea aș pune, la modul că nu prea e o mașină de drift, adică nu prea aș vrea să fie de drift, la modul că hâjonele. Evacuă, da, tată. Da, domn avea. Ioti-le pe astea, Zeni. Vin Diesel avea roll cage. Avea roll cage? Da. Ok, atunci hai că pun și-o roll cage. De care avea, uite, de un pic? De carbon, dar nu prea avem de carbon aici. Așa îl punem pe ăsta simplu, dacă tu zici că avea, tu te pricepi mai bine, explozibil nu punem. Îi punem, să-i zică, ventilațiile astea, da, aerisilele astea, le avea și el, nu? Da. Ok, grila. Tu să-mi spui că tu ești împătimit. Ui, mamă, cât de fain arată asta. Arată fain, rău de tot. Dar aș încerca să stoc, e fain, nu știu. Dar da, totuși avea, asta, a? Avea faruri, așa că fără aia. Fără asta o lăsăm stoc? Da, lăsăm așa. Ok, capota cum e? Cum era? Era cu motorul capota pe afară? Avea un motor așa. Care dintre ele? Ăsta. Ok, este mai ceva pe aici? Nu mai e nimic. Cu motorul prin capotă. Mi se rupse capota, Zeni, haolo! Livery, pune livery, avea livery? Nu avea, din câte știu eu. N-aveam. Mamă, cât de tare e ăsta cu... Bă, tu vezi cât de tare e? Cu Pompei sau cum îl cheamă pe ăla? Bă, nebunie, uite și ăsta e fain, dar nu punem. Punem asta. Mamă, cât de tare e asta, bă. Ce nume ai tu acolo? Da, uite, punem aici ventilații, se răcească nebunie. Da, una, așa, alea două chiar arată urât, sincer. O facem neagră, nu? Da. Neagră, tăticuțul. Mamă, așa. Aia zic, și aici arată sus negru, așa, cu mat, ce zici? Da. Aia zic, tată. Aia zic, Vin Diesel style. Interiorul cum îl facem? La interior tot negru era, dar hai să facem... L-aș face altfel, sincer. Da, și eu un galben, a? Arată bine cu galben? Nu, un roșu, așa, ce zici? Da, roșu. Te potrivește și cu chestia, cu capacul ăla de la motor, dacă vezi. Mhm. Hai să vedem, mamă, cât de bine dă și pe altul, vezi? Holy! M-am îndrăgostit de albul ăsta. Ia roșu. Cum dă cu roșu? Asta e roșu. Dă bine să știi. Efectiv, știi că mașinile americane sunt așa cu culori diferite. Bă, dar sincer mi-aș fi făcut să avem roll cage-ul efectiv negru. Dar pui mei acum.
schimbă chestia asta? Ah, bă, ești nebun, îi putem schimba acoperișul. Ăla. Ăsta? Nu, ăsta. Care? Ăsta? Ăsta, nu, ăsta ăla. Ăsta. Ăsta, ăsta. Dar asta, asta ziceam și eu. Restul sturră, te sincer, adică nu prea văd nimic. Bagă-te la roți. La roți, stai, bossulică, că avem praguri praguloase, cum s-ar spune. Și da, praguri și cred că le punem pe astea negre, așa, aha, aha. Da, o completează cumva, spoiler. Ceva de genul avea și el, dacă nu mă înșel, nu? Avea spoiler. Păi ăsta nu e? Avea spoiler mare? Mai mare un pic, da. Nu era ăsta? Era mai mic un pic, era mai mic. Zici? Nu, asta e altă mașină, asta e altă mașină, da. Te confunzi. Ăla care avea în garaj era mai mic spoiler un pic. Crezi? Păi și pe care să o punem, zi-o? Astea nu-mi plac, sincer. Astea nu prea-mi plac. Nu mai știu. Eu zic deci că ăsta e destul de decent. Ne aduce pumpa asta că îmi place, așa, o completează un pic, suspensie, tot ce trebuie, competiție, transmisie, super transmisie, adică chestia asta cu super transmisie, efectiv, ne lasă să ne ridicăm pe două roți, cum s-ar spune. Uite-te un pic la roțile lui, să-mi spui ce jante avea. Asta mă uit acum. Ia să vedem. Dă-i... Stai. Mamă, dar sunt astea. Dă-i. Seamănă ceva de aici? Nu, a? Aici rămâi un pic. Da, ăstea seamănă, să știi, și mie îmi seamănă și dau bine pe mașină. Da, astea. Și ce culoare le avea? Alha, gri sau? Albe. Albe? Gri, albui, așa. Ok, ia vezi, așa? Aha. Sau așa, aia zic și eu tăticuțul. Le facem aici bulletproof, că nu știi când ce și cum, mă înțelegi? Facem aici frumul roșu, tot ce trebuie. Ca să atragem fetițele, bă, dați seama dacă ai avea o mașină asta în realitate, cam cât ar costa. Bine, nu știu câte fetițe ai întoarce, că nu pare, nu știu dacă se pricep, dar... Ia uite cum se aude, ia! Bă, iute, bă, aolă, tataie! Ia uite cum face motor, uite cum fac aia de la motor, așa. Ia, cum? Da, bă, de când accelerezi, se deschid clapetele alea, vezi? Da. Ia uite-te un pic în față. Păi ești nebun, vezi mă că se asigură și Rockstar-ul la mici detalii, dar la astea mai neimportante, că la alea importante cum ar fi bările la unele mașini, nu prea se asigură, pentru că acum apăs doar pe W. N-apăs pe S sau altceva, văzut și doar, adică uite și acum gata, am la mâna de pe A. Uite și tu cât de bine driftuiește, ești nebun? Ia uite. Mai uite pe două roți odată. Mai vrei pe două roți? Hai pe două roți, tăticuțu, mergem acum pe două roți, imediat, stai așa un pic să pun și un checkpoint pe hartă. Să ne plimbăm un pic cu mașchineta, mă înțelegi că nu e problema de război. Holy! Opa! Trebuie să fii atent că îți faci flip. Mi se pare că era și un videoclip pe YouTube, mi se pare cu Porsche-ul ăla de curse vechi, sau nu mai știu ce mașina. În timpul cursei, când s-a ridicat pe două roți și a făcut backflip. Uh-huh. Îl știi? Ia, da. 3, 2, 1 și haide! Ceva de genul facem și noi, pacia, nu e problema. Nu-i problema, adică mi-e niște poze pe aceea de tame așa frumos. Așa pornea și Vin Diesel cu mașina. Pe bune? Pe două roșii pe care băga viteza. Acum se aude și ce sunete scoate. Bă! Bă, rucai, bă. Am înțeles, lăsa-ți sub pe asfalt. Lăsa-ți sub pe asfalt, sincer. Bă, e decapotabilă? Nu e, mă, nu e. Era ceva, sincer. Haideți, prieteni, să mergem acolo pe un drum, să vedem cum se descurcă mașchineta. Băi, sincer, dacă vrei o mașină de dâiu și n-ai ce mașină să-ți iei și vrei și așa un pic de... Vrei și un pic de design și un pic de fusionele, e o replică de buget, să zic așa. Îți iei mașchineta asta tot ce trebuie. Ce zici? Vreau perfecțiune de mașină. Exact, exact. Bine, puteai să o și modifici gen în Benny style. Pentru că mașina o găsiți la Benny, dar băi, am zis să păstrăm așa clasicul. Uite, zici tu, tată, cum se învârt curelele pe acolo. Ha, uli macaroni, ce faci, bă, tirulei? Oh, luăm pacilea pe drum de țară, ești nebun? Hai că de țară! Chiar sunt curios, sincer, cum se descurcă. O să fie pe aici un drum pe care l-am găsit eu întâmplător pe GTA, băi, și chiar am vrut să-l văd cum e, știi? Văd că pe aici avem și un lac, nici măcar nu știam de drumul ăsta cu lacul, tu vezi? Ok! Ce drum cu lac? Uite aici în stânga, e un lac. LOL! Ok, iute, pe ăștia, salut, băi, Vin Diesel de buget, salut! Ia stai, vreau să fac ceva. Ia stai cam o idee, fii atent, stai în mașină, stai. Vreau să fac o șmecherie lui ăsta, uite-te un pic. Zeni, uite-te un pic, te uiți, da? Haide! Hop! Asta n-a fost în plan. Bă, să știi că e destul de fain drumul ăsta pe aici. Uite-l pe ăsta cu bicicleta. Bicicleto, ce faci, ei? Aici sus la mine, să urcăm până aici sus și după ne băgăm la mișinea cu iahtul, știi? Mamă, când mă luai pe ăsta! Ăștia ar să așa un pic.
Ia stai un pic să văd dacă pot să trec peste tine, ia. Ia. Vino și tu spre mine, 3, stai așa, stai. Du-te înapoi. Nu merge. Hai, 3, 2, 1 și. Ia. Am sărit cu mașina peste el. What the fuck, man? What, ai văzut? Bă, te făcui pateuță, ia încă o dată. Asta a fost tare, prieteni. Hai să mergem, vin cu mine în mașină. Ia, bagă viteza spre mine, bagă viteza că de cum tare poți fi scuciocat spre mine. Bă, nebun, ce tare a fost asta. Hai să mergem, prietene. Bă, la mine mai trează la pantă aici. Se ține destul de bine și pe off-road, văd că. Adică n-are probleme, bine, e și destul de ridicată din câte vedeți, bă, deci nu e foarte, foarte joasă. Dar e destul de făinuță, gata, dar am făcut și drumul de off-road, deci nebun. Ia, uite, drift to drift, ești nebun? Speed limit 25, 25 de mii de sute, ești nebun? Haide, prieteni, să ne aruncăm de pe munte. Bă, nu am pus niciodată pe drumul ăsta, sincer. Ia uite ce drum tare, Zeni. Ia uite ce drum. Bă, o iau și eu pe aici să văd ce e, nu știu pe unde o iau. E digu. Ai mai fost vreodată pe drumul ăsta? Eu sincer nu. Nici eu n-am fost pe drum, bine, l-am văzut, dar n-am fost pe el. Eu nu, nici măcar nu l-am văzut, sincer. Dar uite cât de bine arată. Vrei să vezi lacul? Vrei basket? Prinde-mă de boschet, știi de vorba lacul aia. De lacul. Da, exact. De buget, așa. Asta e Walt-ul. E Walt-ul, da. Chiar că. Asigurăm stânga-dreapta, nicio problemă. Dăm drumul puțin, ca nu-i problema, sărim direct. Așa se face. Băi, băi, dacă ați ajuns până aici la clip, vreau să lăsați acolo în comentarii hashtag basket, că avem aici mare coș de basket. Chiar sunt curios dacă ajuns cineva până aici la clip. Hai să vedem. Bă, cum ieșim de aici? A, uite, bă, că ieșim pe poartă, ești nebun? Ieșim pe poartă, Zeni, îți vine să crezi? Nu prea cred. Așa, am ieșit pe poartă, ești nebun, elegant. Bă, dacă de bine dă contrastul ăsta de negru cu roșu, tu vezi? Așa frumos, negru interiorul, de fapt invers, negru exteriorul, roșu interiorul, tot ce vrei, vrei basket, prinde-mă de basket, hare! Am picat cu tot cu ăsta. Ei bine, oameni buni, dacă vă întrebați și voi cum faceți misiunea asta, ei bine, trebuie să aveți iahtul, varianta mare cum ar veni, ei bine, cum verificați chestia asta, vă duceți aici la Travel and Transport, vă duceți aici la dock, vreți aici la iahtul vostru, trebuie să fie modelul Acurus de ăsta sau cum pui mei se citește. Pentru că altfel, practic, voi nu aveți această încăpere din câte am observat și am căutat și asta pe YouTube. Așa că, hai să facem misiunea, bă băiatule. Este o cameră specială aici unde, nu știu ce avem, avem echipament special de naufragiat. Adică, uitați-vă și voi cât de tare, te duci aici în camera capitanului și faci misiunea, tată. Faci misiunea misionoasă, mă, mă duci încăpere tare aici, Zeni, zici că ești la, nu știu unde ești, dar ești, înțelegi? Așa, gata, ți-am. Mamă, în ce clan ești, în Zeus, thank it easy, baby. Hai să vedem, băi, sincer, nu știu cum, nu am văzut niciodată misiunea asta la altcineva deocamdată. Am văzut doar de unde se ia, așa că, băi, dacă ați ajuns până aici la clip, dați și vă acolo un like și un comentariu. Și un subscribe, desigur, n-ar strica, știi ce zic? Să-mi spui când ai intrat. Așa. Da, o să gata. Să vedem care e treaba, Zeni, să vedem, câștigăm sau nu câștigăm. Doamne ajută acum, știi cum zic, mamă Zeni, hai să-l bubuim pe ăsta. Și că după ce facem cursa asta, gen misiunea asta, Zeni, și că ne dă costumul de capitan, ne facem capitan fără meserie, fără diplomă, ești nebun? Alea-i data. Cică. Cică, oare ce crezi, oare conducem iahtul după? Bă, ar fi ceva. Ar fi fain. Mă, ce melodie ciudată, sincer. Eu te bă că avem minigun. Cumpărai eu miniganul acolo, ca să vă dați seama, băieți. Ca să iau, să-i zic, să iau iahtul, să-l modific, m-a costat 2 milioane, dar nu-i problemă, are Madalin bani, nu mai am mulți, am cheltuit astăzi 10 milioane, dar nu vă faceți griji, prieteni, nu mai spuneți la nimeni, bă, Zeni, dar nu știu să conduc prochia asta. Conduc eu? Prea târziu, acum roagă-te să conduc bine, ok? Hai să faci cruce. Bă, Doamne ajută, radio-ul e pe off, Doamne, bă, dar ce tare vorbește ăsta în cască, tu l-auzi? Da. Aoleo, mergem la canalele Vespucci, ia uzi. Vespucci. E bine că avem și două vieți, deci e ok, știi, dar bine, cred că dacă mor odată îți mai ia din bani, să avem grijă cu banii. Ia uite ce tare interior, uite-l pe Zeni, uite acolo cu casca, cu tot ce vrei. Haide, tati. Ești pe bine, sincer să fiu. Mergem la canalele Vespucci cu papucii Gucci. Da, exact. Aoleo, trebuie să încetinesc aici că nu-mi dau seama. Mergi mai în față, mai în față.
A, dar la încep să încetinești, Da, asta încep să fac. Dar nu știu ce va trebui să facem acolo, oare. Aha. Omorăm pe ăștia. Ne dăm jos la ei? Da. Okay. Dar vezi cât mai frumos posibil. Suntem ok, nu-i problema, nu vă faceți griji, prieteni, suntem ok. Eu fug din asta, repede, nu mă urcă pe niciodată. Poți să fii și armele tale, nu trebuie neapărat cu alea. Păi, dar pe ăștia-i văd și eu, iau eu pe ăștia. Îl mai pe unul. A, ba nu. Bă, dar stai mă, că nu mai poți să ieși de aici din râu. M-a blocat în râu, sincer. Hai că îl iau pe ăsta de aici, îl iau pe ăsta de aici. Sper. Hai, șmechere. Unde mă, șmecherul? Mechere! Hai! Gata, luai pe unul, luai pe unul, luai pe unul. Aveți și noi jet ski-uri, vină încoa. Pe bune? Da. Stai așa că vine mea la tine. Mă, ce muzică urâtă, fără muzică, prieteni! Sper că nu e cu copyright muzica. Ioti, bă! Bă, da, ăștia nu prea stau pe apă din câte văzui eu. Stau pe uscat. A, dar putem trage de pe astea? Da, mă, uite, merge. Stai pe apă, bă. A, sunt pe apă ei? Da. Sunt cu jet-skill-urile. Haide, tragem asta. Hai ca-l luai eu pe ăla și pe ăla lua și tu. Ok, am scăpat de ăștia, acum are să scăpăm de poliție, nu? Vino cu în canalul ăsta. Vino zilnic, e un canal aici. Băi, ești nebun, nici măcar nu știam de canalul ăsta, sincer. Știi ai de ăsta? Go to the boat. Stai așa un pic, că nu prea pot să întorc, sincer. Bă, ce canal interesant, ești nebun, uite, dacă nu făceam misiunea asta, nu aflam de canalul ăsta, sincer. Știai de canalul ăsta de... Apar n-aveam, boștule. Zeuț. Zeuț. Mergem să luăm barca, mă, Zeuț. Au, mă rog, Zeni. Asta. Mamă, câte sunt, să le bubuim. Pe bune? Uite și tu. Holy fudge, man. Când ajungi aici, trebuie să le distrugi pe toate și e și poliția, boștule. Oh, eu acum le văzui. Dar știi cum facem? Ocupă-te de poliție și le bubui eu, ce zici? Cam am minigun-uri de-alea. Dar nu, cum mă urc aici? Cum? Că nu știu să not. Nu știu să not, n-am învățat la școală să not. Pot. Stai, atâtea puteai, că atâtea mai avuse. O luai pe asta? Da, da, da. Mă, vine poliția, vine în grabă. Ocupă-te tu de poliție, că mai am eu niște de-astea. Mai am eu să omor câteva. Mamă, 3 stele. Vine elicopterul, boss-ule. Putem să sunăm la Lester, oare? Da. Pe bune? Lester. Hauri, dar tu vezi câte sunt? Reveal e periculos, rău de tot, frate, pe bune. Nu poți. Nu te lasă, a? S-au gândit, mă, și ei. Era ceva. Da, asta așa e. Stai așa că nu văd unde e barca aia. Aia e. Hai, tată, bubuie! Mai una! Aoleo. Sunt mai multe. Mamă, și vezi că au început să și plece, mi se pare, sau? Stau pe loc toate, oare? Asta. Avem 3 stele de poliție, sincer. La modul că... Am bubuit un elicopter. Dar trebuia să ne pregătim, nu știam cum ești. De asta e faza șmecheră, e spontana faza. Da? Hai că nu mai sunt multe, mai sunt 3. Oh, veni altele. 2 vreau să zic. N-ajung la aia. Ajung? N-ajung. Dacă e aici un jet ski de ăsta, o iei tu pe aia de acolo și mă duc eu la aia mai la depărtare. Încerc să nu mor de poliție, știi, să ne ajutăm pe poliție. Hai că văd că am aici o barcă. Da, și poliția aia, e. Te duci tu după aia apropiată? Mă rog, cred că sunt la fel, da. De tu la aia, de ce nu mă lasă să intru în barcă? Dacă iau rapid aici o mașină, mă duc la barca aia care e un pic mai la depărtare. Nu știu cum o să ajung la aia, Zeni, dar... Gata, am luat-o. Mai așa departe, cred că apuc să o iau. Dar faza e să nu murim, știi? Cam aia. Nu promit nimic, uite ce e pe lângă mine. Poftim? Nu promit nimic, uite ce e lângă mine. Hai că o luai. Cred, gata, data. Și acum? Pa bune. Nenorocirea mea cea mai mare. Hai să încerc să vin să te iau, să stăm în aceeași mașină. Și mergem într-un canal, sau vezi că sunt acolo niște canale. Vezi dacă te poți băga, să scap măcar tu. Mă duc cu barca direct. Bă, văd că acolo pe hartă mi-apare o daia de benzină. Ce face chestia aia? Ce? Cred că poți să o bombardezi așa. Vino să mai ieși mine, vino să mai ieși mine de aici. De la apă. Repede, Madaline, haide. Cum sper ca să se urce caracterul la tine în barcă. Sorte. Fugi! Să se urce mai repede. Hai, oricum aia nu vine aici. Mamă,
ce viteză că merge, dai că merge, dai că merge. Aha. Stai, uite, știu cât de mare e, mamă, nu mă lasă să trag de aici, a? Da, ba da. Dacă dai, dai eu noi, cât de cât. Vezi că pe aici e un canal. Trebuie să fie cel puțin. Na, nu cred că ai luat-o bine. Da, mă rog, dă-i aici, dă-i în larg, că e ok. Ne uită, ăștia să încerc să sun la Lester. Să ne scape și bossul. Bă, mă gândesc că poate acum se schimbă treaba, nu știu. Încerc, știi că nu costă nimic. Oricum, oricând deja ne lasă. Nu ne lasă. Nu, du-te, du-te în față și ieși în larg, că ăștia n-au bărci, n-au bărci la level 3. Când, dar ne văd. Nu contează, că nu vin cu elicopterul la level 3. Da, dacă te duci aici în 10 secunde, e ok. What? Vezi că au și o barcă de poliție, du-te mai în stânga. Da, la altă stânga. Dacă faci asta niște curbe, știi cum? Bine, măcar că nu ne văzură deocamdată. Gata mă, Zeni. Gata mă, tăticuțu, mă. Gata, asta a fost misiunea? A fost cu iaht. Bă, ok, doar atât? Aș dau mai mult, sincer. Făcui 190 rușuri. 18.000 de bănuți în 10 minute. Bă, eu zic că e Caterinca. Merge. Mm-hmm. Da. Dar bă, băieți, mai departe cam asta o să fie episodul. Eu sper din tot sufletul că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de butonajul de like. Și cele subscribe, desigur. Nu uitați să treceți și pe la Zeni. Eu am fost Madalin și noi desigur ne vedem data viitoare, băieți. Vă pup. Pa, pa. Madalin furatorul de mașini. Hare! La revedere! Hai că la revedere dacă e.